Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu. Sau mai degrabă și eu bine am revenit pe canalul meu, pentru că și eu am ieșit de ceva timp. Însă, în clipul de astăzi vreau să vorbim despre îngrijirea tenului, mai ales că am făcut câteva story-uri pe Instagram în care v-am rugat să îmi trimiteți întrebări și multe dintre întrebări erau chiar despre asta, despre îngrijirea tenului, îngrijirea părului și așa mai departe, și m-am gândit să fac și un clip pentru YouTube cu ocazia asta. Am împărțit produsele pe care le folosesc pe timpii zilei, adică dimineața și seara, ca să-mi fie mie mai ușor să vă explic. So, let's get into it! În fiecare dimineață și seară folosesc gelul de curățare de la Nuxe. Se numește Rer de Miel și îl folosesc împreună cu Foreo. El este un gel de curățare pentru piele sensibilă, însă eu, spre exemplu, am tenul mic spre gras și funcționează foarte bine pentru tenul meu. Motivul pentru care cred că funcționează foarte bine este că nu dezbracă pielea de uleiurile naturale, nu ai senzația aceea de față întinsă sau de piele uscată după ce îl folosești și atunci cred că pielea nu produce sebum în exces, care în mod normal ar agrava problemele cu tenul, ar cauza acne și așa mai departe. Mai departe, are 93% produse naturale și de origine naturală, nu are ingrediente testate pe animale sau ingrediente de origine animală, nu are parabeni și nu are toxine care sunt, sau chimicale care, în mod normal, sunt foarte puternice și invazive pentru ten. După ce am folosit acest gel de curățare, am șters tenul cu prosoape de bucătărie sau hârtie de bucătărie, sunt șervețele din acestea. Nu folosesc de obicei prosop pentru că mi se pare că reține bacteriile și am și citit că tinde să reține bacteriile dacă nu sunt spălate și înlocuite suficient de des, și decât să stau să spăl 100.000 de prosoape, mai bine folosesc hârtie din asta, mi-am șters tenul și am terminat povestea. După ce am făcut treaba asta, folosesc apa termală de la Caudalie. Ok, este o apă termală cu apă de trandafir, ceea ce o face și hidratantă. La fel ca și gelul acesta de curățare, nu are, stați că vă citesc ce nu are, nu are parabeni, nu are ftalați, nu are uleiuri minerale, nu are sodium, nu are sulfați și nu are ingrediente de origine animală și nu este testat pe animale. Lucru care, mai ales, insist pe treaba asta cu animalele, pentru că știți că eu mănânc vegan și atunci încerc ca și alte produse pe care le folosesc, la fel, să nu fie testate pe animale sau ca animalele să fie avut de suferit în urma lor. Dacă nu am această apă termală, sau uneori folosesc pur și simplu apa aceasta de trandafiri, este oricum mult mai accesibilă ca preț, asta este doar 10 lei și cred că este o cantitate mult mai mare aici. La fel, apa de trandafir este foarte, foarte hidratantă pentru ten și cumva îndeplinesc pentru mine cam aceeași funcție. Următorul produs pe care îl folosesc după acești pași este, nu mai am, vedeți că chiar îl folosesc, dar bine, glumesc că l-am deja din vară și încă mai am un pic. Este loțiunea aceasta clarifiantă de la Clinique, eu îi spun toner, deși pe ea scrie Clarifying Lotion. Nu o folosesc în fiecare zi pentru că este scumpă. Nu, glumesc. Nu o folosesc în fiecare zi pentru că ea îndepărtează celulele moarte de la suprafața pielii, lucru pe care îl face deja și Foreo și gelul de curățare, și atunci asta o aduc așa doar ca un plus. Și nu în ultimul rând, folosesc crema hidratantă tot de la Nuxe. Îmi plac aceste produse pentru că miros extraordinar de bine. Deci nu pot să vă zic cum miros toate produsele. Miros la ceva natural și oriental. Crema aceasta este pentru toate tipurile de ten. Este foarte, foarte hidratantă. Intră imediat în piele. Am mai folosit o altă cremă de hidratare tot de la Nuxe, însă ultima dată nu am mai găsit-o pe aceea, am achiziționat-o pe asta și mi se pare că este absolut identică, doar mirosul diferă. Mai departe trecem la produsele pe care le folosesc seara și probabil o să râdeți, însă folosesc ca și demachiant laptele Doina, acesta clasic cu vitaminele A și F.
Am un stoc întreg în baie, îl folosesc de asemenea ca și cremă hidratantă pentru corp și mi se pare că se duce oricum destul de repede la mine. Îl folosesc pe dischete de machiante pentru a îndepărta un strat cât mai mare de machiaj, iar apoi folosesc direct gelul de curățare, tot acesta de la Nuxe. Îndepărtez stratul de machiaj întâi ca să acționeze gelul direct pe piele. După ce am făcut toată treaba asta cu curățarea, ca și hidratant pentru noapte, folosesc uleiul acesta uscat de la Nuxe. Ce vreau să vă spun este că nu sunt în măsură să vă spun eu că de în regulă este să folosiți un ulei pentru tenul vostru, mai ales în condițiile în care aveți un ten cu predispoziție către probleme sau un ten mic sau un ten gras. Însă, cum am spus, eu am un ten mic spre gras și folosesc acest ulei în fiecare seară. Nu mi-a cauzat probleme. Dacă vă interesează, este un produs cu 98% ingrediente naturale, fără uleiuri minerale, fără parabeni, fără silicon. Dar cred că ar trebui să faceți un pic de research înainte să folosiți orice fel de ulei pentru tenul vostru. După ce am terminat partea aceasta de hidratare și curățare, folosesc însă nu întotdeauna, doar o seară sau două pe săptămână, crema aceasta cu retinol 1% de la The Ordinary. Din câte am înțeles și eu, compania The Ordinary nu mai produce alte produse, mai sunt doar cele care au mai rămas deja pe piață. Însă eu am crema aceasta de un an de zile și încă mai am aici pentru câteva luni, deci dacă puneți cumva mâna pe ea, o să vă țină destul de mult timp. Am dat doar 45 de lei pe ea. Motivul pentru care am luat-o este, cum am spus și mai devreme, că eu fac de la soare niște pete și am vrut să îndepărtez acele pete. Felul în care acționează această cremă este că atunci când stați la soare, dacă ați observat că vi se curgește pielea, și după ce folosiți crema asta, mai ales dacă o folosiți mai multe zile la rând, o să vi se curgească pielea. Nu o folosiți cu exagerat, nu o folosiți exagerat și nici alte produse care vă promit că vă schimbă tenul peste noapte. De obicei conțin ingrediente invazive pentru ten și ingrediente care sunt destul de dure și acceptate mai dificil. Și atunci nu le folosiți exagerat pentru că tindeți să dați în extrema cealaltă, cum am făcut eu cu crema asta, că am pus mâna pe ea și m-am dat cu ea așa, m-am scăldat în ea. M-am dat mai ales în jurul ochilor, de mă ardea ochii, aveam ochii așa, pielea ochilor o aveam roșie, deși eu o luasem doar pentru probleme pe care le aveam în zona asta maxilarului, eu m-am dat și pe ochi, m-am dat peste tot. Deci nu faceți treaba asta pentru că o să vi se ardă pielea, efectiv. Deci asta mi s-a întâmplat mie, mi s-a ars pielea și în jurul ochilor și pe față și peste tot. Folosiți doar foarte, foarte puțin, cât să vă arăt, nu știu. Cam atât. Deci cât iese aici, atât să vă lăsiți și vă ajunge pentru toată fața. O întindeți foarte, foarte bine pentru că ea funcționează cu un strat foarte subțire. Nu trebuie să aplicați foarte mult. Acestea fiind spuse, vreau să am în vedere și câteva lucruri pe care le folosesc pentru ten care sunt din interior spre exterior. În primul și în primul rând, apa. Este minunată pentru ten, nu uitați să beți apă. Mie mi-a fost la început foarte greu să mă obișnuiesc cu a bea destul de multă apă, însă atunci când am ajuns să beau 2 litri jumate spre 3 litri de apă pe zi, mi s-au dus inclusiv problemele acelea, coșurile acelea foarte mici, aproape inobservabile, nu inexistente, aproape inobservabile, pe care nu ai nici cum să le acoperi cu fondul de ten pentru că nu este în evidență foarte tare, dar este în evidență cât să le vezi tu și te deranjează și te țeacă pe creier că de ce nu am eu tenul perfect. Alea se rezolvă cu apă. Vă promit, vă dau cu semnătură că se rezolvă cu apă, 2 litri jumate pe zi cel puțin. Ceea ce fac eu ca să rezolv chestia asta, să-mi aduc aminte să beau apă, am instalat pe telefon o aplicație, se numește Daily Water și îmi dă câte un mesaj frumos pe telefon, it's time to drink water, cu un paharel drăguț lângă și îmi pun un pahar cu apă și dacă ar fi să beau din oră în oră exact așa cum zice aici, aș ajunge să beau undeva la 3 litri jumate de apă pe zi, mai sar câteva din mesajele pe care mi le trimite aplicația, deci undeva ajung să beau la 2 litri 700 spre 3 litri de apă.
Alt lucru pe care îl folosesc când să nu, deci tocmai ce am rămas fără, am dat comandă, dar vreau să-l trec în vedere, este colagenul lichid. Sunt unele tipuri de colagen lichid care au și vitamine în ele, la fel îl folosesc pentru elasticitatea și luminozitatea pielii. Se pune un căpăcel foarte mic în apă și îl beți așa. Și mai folosesc de la Plafar, sunt niște pliculețe cu apă de trandafir care se bea, nu acesta care este de tip cosmetic și se aplică pe ten. Este una care se ia pe cale orală, este un pliculeț foarte mic, mi se pare că este 1 lei sau 2 lei, ceva de genul acesta. Găsiți la mine pe Instagram în repere la Vegan Meals, am trecut acolo și niște suplimente pe care le iau, precum clorofila, nu mai știu, diferite vitamine și apa aceasta de trandafir, dacă nu știți cum arată. Deci este un pliculeț foarte mic care se pune în apă. Nu numai că este foarte hidratantă și bună pentru ten, însă apa de trandafir are și un efect antioxidant și un efect care reduce anxietatea și are un miros și un gust foarte plăcut. Nu este nimic intens, este doar așa un iz floral care se adaugă la apa pe care o beți în mod normal. Cam asta este rutina mea pentru ten și produsele pe care le folosesc în fiecare zi. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi dați un like și un subscribe. Vă las și Instagramul meu în descriere și, cum am promis, cât mai multe dintre linkurile pentru aceste produse de unde le puteți achiziționa. Vă mulțumesc în continuare pentru suport, iar noi ne vedem în clipurile următoare.